Bună, bună seara! Bună seara, dragilor! Ce mai Bine faceți? sănătoși voi nici, v-am găsit! V-a fost dor de noi? Ia să vedem noi! Nu, chiar n-a fost dor de voi, dragilor. Trebuie să spunem că am fost așa, în vacanță, n-am mai intrat în live sau fim alături de voi. Dar în această seară ne face o deosebită plăcere să fim alături de voi. Dacă este cineva care ne ascultă, chiar aș ruga să ne spună dacă ne auzim foarte bine, dacă conexiunea este ceea ce trebuie, pentru că am lucrat ceva la setări. Domnul Pană este la pupitru. Am senzația că ne vedem puțin cam deschiși. Ia să ne spuneți voi. Da, să ne spuneți dacă avem ceva Sau ne probleme vedem destul tehnice. de bine așa, nu? Oh, cred că e ok, nu? Cred că ne și auzim. Ia să ne dați acolo o inimioară, un like, să ne spuneți dacă ne auzim bine. Exact. Că eu zic că este ok, nu? Gata, Da, suntem live, cum se spune, suntem dragilor. prezenți. Da, suntem Am prezenți. senzația că e puțin cam multă lumina. Nu contează, las-o așa ca să Da? fim așa drăguți. Drăguți, să fim luminați. Să fim Să luminați, fim da. luminați de Black Friday. De Black Friday, da. Iată să ne spuneți, dragilor, cum v-ați pregătit voi în această perioadă de Black Friday. Bănuiesc că aveți o listă de cumpărături, nu? Adică ce s-a întâmplat? Ați mai dormit în aceste nopți sau nu? Ia să vedem cine ne spune ce a făcut de Black Friday. Eu Ia, spune-ne ce. am dormit. Frumos! Eu n-am dormit, dragilor, eu am survolat. Și ce ai pregătit de Black Friday? Ei, dragilor, de Black Friday am pregătit o campanie foarte frumoasă. Nu, bine, hai să începem cu asta. A, nu de Black Friday, a fost de De Halloween. Halloween, da. Da, dragilor, am ceva drăguț să vă arăt, dar mai stau foarte puțin să vedem dacă ne strângem mai mulți ca să și vedeți. Dar mai întâi vreau să vă spun ce am pregătit noi de Black Friday. Întâi de toate, cred că ar fi politic o să ne și prezentăm, pentru că avem persoane noi care ne urmăresc. Eu sunt Teodora și el este domnul Cristian Pană, Mulțumesc de prezentare. cu mare drag, fondatorii primei platforme de cursuri online de cofetărie în limba română. Trebuie să vă spunem că mai avem foarte puțin și facem 5 ani de când suntem în acest domeniu al cursurilor online. Și cu această ocazie, pentru că este și noiembrie și este luna Black Friday, am lansat o campanie foarte frumoasă cu o reducere substanțială de 50% pe bune la toate cursurile noastre. Așa este, domnul Pană, te-ai înrolat la cursuri. Da, stai că eu vreau să fac niște treburi aici. Uite, odată să postez live-ul ăsta și pe pagina ta, A, da, pune, așa, te rog, și da. mai postez și pe pagina de Bistori. Ok. Între timp vreau să salut pe doamna Elena. Vă salutăm cu drag, vă îmbrățișăm, bună seara. Doamna Elena, ne auzim bine, nu știu, ne vedem bine, noi nu știm exact aceste lucruri. Sperăm să ne auzim dacă ne puteți confirma dumneavoastră. Și cum spuneam, dragilor, am lansat o campanie foarte frumoasă de Black Friday cu o reducere substanțială la toate cursurile noastre. Noi de obicei când organizăm Black Friday chiar este pe bune, cu o reducere destul de mare la aceste cursuri frumoase. Și ce este foarte frumos, că voi aveți acces un an de zile la aceste cursuri, la cursurile pe care doriți să la care doriți să vă înscrieți. Bună seara, domnul Edmond, ce faceți? Ce faceți? Ne auziți bine? Ia să ne Este spuneți. prezent ca întotdeauna, domnule. Da, mulțumim frumos că ne urmăriți. Vrem să ne și spuneți ce face Bianca, ce pregătește dulce acolo, ce a făcut ea acum de Black Friday. Ceva drăguț sau a umplut coșul cu bijuterii? Ia să ne spuneți. Coșul cu Multe. bijuterii? Da, pentru doamne, civic, Bijuterii adică, dulci da, bijuterii sau... dulci, da, mulțumim frumos, adică mă refer la molduri, la ustensile de cofetărie, că asta ne delectăm noi, pasionații de cofetărie. Da, nu avem bijuterii, doar din lemn, Hai așa. spunem cu ce te delectezi tu acolo. Dragilor, super, mulțumim doamna Elena, deci ne auzim foarte bine. Vreau să vă arăt ce am făcut noi anul acesta de Halloween. După cum știți, anul trecut am făcut prăjiturile cartofi cu care am reușit să-i păcălesc pe cei mici, chiar și pe cei mari. Iar anul acesta, la fel, am pregătit niște prăjituri deosebite. Vreau să vă arăt că le am aici lângă mine. Am adus două exemplare.
Vin așa cu unul. Sper să se vadă foarte bine. Avem o prăjitură lumânare foarte drăguță. Se vede bine? Da, sigur că se vede bine. Ți-o luau ție, domnul Pană? Uite, cam așa. Da, este foarte frumoasă. Și vin eu și cu a doua. Sunt foarte drăguțe. Uitați ce frumos ars ce are aici. Deci sunt minunate. Miroase ciocolată? Da, miroase ciocolată. Dăm noroc. Sunt foarte frumoase, dragilor. Vreau să spun că am reușit să-i păcălesc și anul acesta atât pe adulți cât și pe cei mici. Foarte frumos. Am aprins aceste lumânări drăguțe și apoi și le-am servit. Și interior este un entreme. Da, avem ceva drăguț, delicios. Le punem aici, încă nu le dăm foc, după aceea s-ar putea să le mâncăm chiar aici în direct și nu ar fi frumos. Găsim rețeta pe platforma de cursuri? S-ar putea, dar nu în această formă, dragilor. Chiar m-ați întrebat dacă urmează un curs cu aceste lumânări foarte frumoase. Timpul este destul de scurt și eu am fost în concediu, da? Am lenevit, da? Și nu este timp suficient ca să pregătim acest curs, pentru că filmarea lui, editarea lui și tot ce înseamnă toți pașii pe platformă ar depăși, să spunem, perioada lui decembrie. Și atunci bănuiesc că voi doriți să vă bucurați de aceste lumânări frumoase. Noi oricum o să-l filmăm. Promitem acest lucru, pentru că sunt minunate, da? Așa, sunt chiar deosebite și promitem că le vom filma, dar nu știm când. Uite, chiar nu știm când. Îl pupăm și noi pe domnul Nicușor. A, bună, Nicușor, bună! Da. Bun, dar eu îi spune altceva, că ce îi spune? Cei îndrăzneți ar putea să facă aceste lumânări. Oricine le poate face, da. Trebuie doar să ai chemare și să bibilești la ele, dragilor, pentru că e de bibilit la aceste lumânări, ca să pară foarte, foarte reale, sunt foarte drăguțe și miros foarte frumos. Okay. E o nebunie, ce să zic. Nu le mai laud, gata. Lumânări nu avem pe platformă, dar ce avem noi pe platforma de cursuri? Dragilor, avem o grămadă de cursuri frumoase. Domnul Pană, ai vrea trebuie să intri pe platforma de cursuri de pe telefonul meu, dacă ne permiteți, dragilor, pentru că acum vin sărbătorile de iarnă și avem foarte multe cursuri frumoase. Chiar, uite, vorbeam cu o cursantă dragă pe care o salut, Luminița, și îmi spunea că nu are rețete bune de biscuiți. Gândiți-vă că în această perioadă de sărbători, biscuiții, trufele, ciocolata, nuga, sunt produse care se pot ambala în cutiuțe frumoase cu tematică de sărbătoare, se pot ambala în borcănașe, avem madlenele și atunci voi le puteți propune clienților voștri aceste produse minunate și sănătoase în același timp, pentru că știți că noi facem produse delicioase și foarte bune. Și cum ne spunea Luminița că nu are rețete bune de biscuiți, în această perioadă toți cei care se vor înscrie la, adică chiar vă rog să și profitați de această reducere, pentru că avem 50% reducere de Black Friday și vă puteți face o colecție foarte frumoasă. Chiar acum, uite, acum pe platforma de cursuri, dacă deschideți platforma. Bine, dacă intrați pe platformă pe cursuri.bistoryteller.ro, o să vedeți cursul de biscuiți. Este un curs foarte frumos, cu 3 rețete deosebite, calorice, foarte bune, ciocolatoase. Vreau să și mărturisesc că noi în aceste zile am participat la un eveniment caritabil și ne-a făcut o deosebită plăcere. Și una dintre rețete a fost rețeta de biscuiți din cursul nostru, o rețetă care a avut un succes formidabil. Este o rețetă pe care voi o puteți integra în cutiuțele voastre de sărbători, în cutiuțele de Crăciun, sau le puteți prepara din timp, pentru că sunt produse care rezistă foarte bine și sunt produse delicioase, dragilor. Deci 3 rețete avem în acest curs. Ah, și cake travels, da, oftesc când mă uit la ele. Cele mai bune checuri, dragilor, și cele mai bune, da, creme, o senzație. Vreau să vă spun că acest curs de cake travels, ca și de altfel la toate cursurile noastre, fiecare vine cu noi perspective. Voi, de exemplu, dacă doriți să faceți cozonaci și ăștia frumoși de sărbători de Crăciun, aici în cursul de cake travels întâlniți niște glazuri frumoase cu care puteți îmbrăca chiar și cozonaci. Avem umpluturi pe care le puteți folosi chiar și la cozonaci, adică puteți să creați noi și noi produse. Și pe această cale vreau să o salut special pe Oli, Alina, tot cursanta noastră, care profită la maxim de toate cursurile noastre. Cred că e, sper să nu greșesc, singura cursantă
care a făcut foarte multe produse din platformă și Bianca, în același timp Bianca Samostan, și pe ea vreau să o salut, pentru că și ea a făcut foarte multe da, produse. Da, avem pe cineva de la Arad care, la care facem foarte multe. Da, avem și da, pe Bianca Mihai, da. Deci sunt câțiva cursanți care, dragilor, chiar vreau să spun că au profitat la maxim de aceste produse. Uite, o salutăm și pe doamna... Da, doamna Geta Mușal, vă salutăm, ce faceți? Ce mulțumim că ne urmăriți. Ne urmăriți de la Brăila, de la 2G Impex, dragilor, 2G Impex, da, de la ingrediente dulci. Da, cele mai bune produse, acolo să poposiți pe site, să profitați de reduceri, că au și campanii acum deosebite. Următorul curs de pe platforma noastră ar fi cursul de Madlene, un curs, știți cum mie îmi place să complic cursurile, dragilor, în sensul că vreau să vin cu noi informații, cu noi perspective și cu noi prezentări ale produselor. De asemenea, și madlenele voi le puteți introduce în cutiuțele acestea de sărbători, pentru că dacă sunteți în pană de idei, platforma noastră de cursuri oferă foarte multe idei. Dacă sunteți în pană de Teodora. Da. Exact, exact. Bună seara, doamna Ionica, vă salutăm cu drag pe toți. Ce să spun? Uite, mi-am pierdut ideea, domnul Pană. Ideea e că accesând platforma de cursuri, puteți să faceți foarte multe chestii drăguțe. Ce mai putem pune în cutiuța de Crăciun? Imediat, domnul Uite, Pană. Chiar și niște ghinde. Chiar și niște ghinde deosebite, dragilor, să știți, e ceva de muncă la ele. Dar aceste ghinde prăjituri pe care noi le-am realizat se pot pune între niște cutiuțe foarte drăguțe și se pot oferi că în locul unui glob de ciocolată, să spunem. Dacă nu doriți să faceți globuri de ciocolată, puteți să faceți o ghindă și să oferiți cadou. Mie mi se pare un cadou extraordinar și credeți-mă că va fi foarte apreciat. Dacă nu doriți să faceți un glob de ciocolată, puteți face un brăduț de ciocolată. Un brăduț, da, da, da. Pentru că tot pe platformă este pus, așezat un curs pentru temperarea sau detemperarea ciocolatei, unde, odată ce stăpânim procesul de temperare, te poți juca cu ea și să-i oferi multe forme. Și Da, vreau să subliniez că avem un curs foarte frumos, un e-book deosebit, Christmas Cookie se numește. Sunt produse care se pot pregăti tot timpul anului, dar noi, pentru că am făcut acest curs în perioada sărbătorilor, am preferat să venim cu această denumire. Dar sunt produse care, credeți-mă, se folosesc foarte mult în această perioadă. Sunt produse care rezistă foarte mult, adică rezistă peste o săptămână, dacă le depozitați foarte bine în ambalaje hermetice. Sunt foarte, foarte gustoase. Avem cookies acestea cu pralină, cookies cu lămâie. Domnul Edmond, dumneavoastră știu că sunteți pasionat de acești cookies cu lămâie. Eu, ca și cookies, preferat să spunem, îmi plac cei sprițați cu ciocolată, cu cacao și scorțișoară, și mai îmi plac cei cu pasă de alunere. Sunt senzațional de buni. Avem decadent chocolate cookies. Deci avem foarte multe produse. Bounty truffles. Foarte multe produse pe care voi le puteți, adică puteți să profitați de ele și să le pregătiți în această perioadă dacă sunteți în pană de idei. Și un produs pe care îl pot pregăti în orice perioadă a anului, dar cu deosebi acum de Crăciun, nuga de casă. Da, nuga de casă merge tot timpul anului. Și dacă veți avea foarte multe albușuri, profitați și realizați nuga, pentru că este un produs care rezistă foarte bine și, ce să spun, se consumă foarte mult în această perioadă, pentru că a venit frigul, simțim nevoia să mâncăm ceva bun și de calitate, iar nuga făcută, cum se spune, ca în copilărie, sănătoasă și delicioasă, nu întâlniți, să spunem, la orice pas. Și atunci, chiar vreau să-i felicit pe toți cursanții care pregătesc aceste produse, pentru că sunt deosebite și cei care au gustat din nuga au rămas uimiți. E foarte bună, sunt foarte bune. În cursul de nuga avem 3 rețete. Rețeta clasică de la care voi puteți să faceți noi sortimente, cum spuneam, avem noi perspective ale cursurilor, puteți să faceți nuga cu fistic, nuga cu alte arome, cu piureuri de fructe. Avem a doua rețetă, nuga cu ciocolată, care mie îmi place foarte mult. Dacă o asezonați cu amarene, este o splendoare. Și avem nuga tare, dragilor, o nuga pe care o puteți face exact cu ciocanul. Mie îmi place foarte mult, deci, să o prezentați așa, când o faceți cu ciocanul, e senzație. Se mănâncă ca și bomboanele. Nuga de casă, la nuga de casă ne ajută albușurile, da? Da, deci... Ce produs putem noi face dulce înainte, astfel încât să ne rămână albușuri? Faceți o grămadă, dragilor. Ia să vedem. Putem să facem blaturi, putem să facem creme, musuri, orice vă trece prin cap. În consecință. Ca să nu pierdeți albușurile, da, exact. Decât să aruncăm
Răbușuri, mai bine le folosim. Da, și să nu uităm, chiar dacă a venit perioada rece, nu ne place cea nici țata. Cea mai bună nuga, așa este domnul Nicușor, da, și bună, cea bună. Mai bună miere pentru că... nuga. Da, noi mierea pentru nuga o luăm de la prietenul nostru Nicușor, este senzațional de bună nuga. Și spuneam, chiar dacă a venit vremea rece, dragilor, dacă mai aveți albușuri în plus, faceți parfeul de nuga. Este o splendoare. Corect. Deci... în masterclass-ul de înghețată. Și parfet de nuga, iar pentru acest lucru nu ți este necesară mașina de înghețată. Da, exact, exact. A, să vă mai zic ceva, dragilor, avem un curs foarte frumos. Uite, vine să-l arăt așa la cameră, dar nu știu dacă se vede. Ba, da, se vede. Baba Punch, nu știu cum pune da, totul. Da, aproape că se focalizează mai bine. Da, Baba Punch, dragilor. Când am lansat acest curs, am vrut să-i dau așa o cu totul altă nuanță, pentru că mie mi-au plăcut foarte mult aceste mini-savarine în borcănașe. Ele se pot pune în borcan, deci le puteți face savarine mici. Aveți în curs, cred că sunt 4 rețete de siropuri, avem un sirop clasic și după aceea avem 3 siropuri deosebite. Puteți pune în borcan aceste savarine și să le scoateți la vânzare sau să le oferiți cadou prietenilor sau celor apropiați. O să-i amețiți de tot cu aceste savarine și să nu uitați că din acest curs deosebit voi puteți să faceți niște savarine clasice extraordinare, dar adaptate zilor noastre, pentru că avem acolo alte ingrediente, adică ingrediente de calitate care duc la produse sofisticate și deosebite. Și nu este greu să facem savarine. Dacă vă uitați la curs, o să fie foarte, foarte simplu. Se poate face orice tip de tort. Da, da, da. Da, am probleme cu internetul la telefon. Nu înțeleg de ce, că nu pot să mai văd pe platformă. Nu este nicio problemă. Aș vrea... doamna. Da, chiar vreau să-i felicit pe toți cursanții noi care s-au alăturat în aceste zile pe platforma de cursuri Storyteller. Accesul pe platformă este foarte ușor, se poate face atât de pe telefon cât și de pe un desktop sau un calculator, un laptop. Nu trebuie decât să intrați pe platformă, să vă logați în platformă și să mergeți la cursurile mele. Acolo veți găsi cursurile la care voi v-ați înscris. Este foarte simplu de urmărit. Dacă uitați ceva, vă întoarceți la partea video. Partea scrisă se poate salva și printa în același timp. O să vedeți că sunt foarte frumos structurate toate cursurile și cu imagini, cu informații suplimentare, pentru că de fiecare dată prefer să dau multe informații, astfel încât voi să reușiți din prima orice produs. De asemenea, factura, că fiecare curs este însoțit de factură, factura se găsește în contul vostru din platformă, o puteți salva la fel, dacă aveți nevoie să o introduceți în contabilitate, o printați și o dați contabilului, ca să spunem așa. A, să nu uităm de minunații macaroni, da, domnul Pană, bine că mi-ai pus aici să mă uit la ei. Așa, da, deci macaronsul este un produs, dragilor, care rezistă foarte bine. Puteți să-l pregătiți la fel tot timpul anului, dar mai ales acum în perioadele de sărbători și să alegeți niște culori drăguțe, un roșu și un verde deosebit că vine Crăciunul. Sunt sigură că îi veți surprinde pe toți. Aș mai adăuga eu la ceea ce ai spus tu, că pe lângă partea de curs video și partea de curs scris, da. Mai există un suport deosebit al Teodorei. Și e foarte important sprijinul Teodorei pe perioada unui an de zile. Chiar și mai mult, că mie îmi place să... eu de fiecare dată mă împrietenesc cu cursanții noștri și atunci noi păstrăm legătura și oricând sunt probleme ajut cu mare drag. Chiar acum mă uit la masterclass-ul nostru de tablete din ciocolată. Chiar vreau să subliniez că m-a întrebat cineva ce fel de cursuri avem pe platformă și atunci noi avem atât cursuri mai, să spunem, puțin mai simple și cursuri mai complexe. Diferența între un masterclass și un curs mai simplu, să spunem, este faptul că abordează în primul rând mai multe tematici. Este așa ca o mini-enciclopedie, să spunem. De exemplu, și acest masterclass de tablete din ciocolată. Cine nu a făcut niciodată tablete din ciocolată, dacă se înscrie la acest curs, va reuși din prima fără nicio problemă. Sunt prezentate tabletele în foarte multe variante, pentru că noi ca oameni suntem diferiți și atunci decorul surprinde pe fiecare într-un mod diferit, să spunem.
Și avem o grămadă de tablete și cu fructe liofilizate, cu alune, avem cu frunze din ciocolată. Profitați, dragilor, de vremea de afară, pentru că mai sunt câteva frunze în copăcei și vă puteți realiza frunzele din ciocolată. Uitați-vă la curs neapărat, nu știu cât dintre voi ați reușit să surprindeți acest curs, pentru că este foarte multă informație pe platformă și atunci este foarte greu de urmărit. Dacă ne-am face un program, să spunem, organizat, să ne uităm câte o jumătate de oră în fiecare zi, este ca la Netflix. Decât să văd un film, mă uit puțin la Bistoria. Hai să vedem ce mai face Teodora. Și profitați acum, pentru că chiar mă uitam la frunzele noastre de vișine. Ele sunt mature și au nervurile mult mai bine pronunțate și voi puteți să faceți niște frunze deosebite pe care le puteți stoca în recipiente, le puneți undeva într-o cameră rece și le folosiți la decorul torturilor de sărbători. Credeți-mă că o să fie o splendoare cu aceste frunze de ciocolată. Și cum spuneam, diferența între un masterclass și un curs simplu, în primul rând că vizează mai multe tematici, sunt prezentate foarte multe tehnici, cum este și în masterclass-uri de torturi întreme, pentru că acolo avem o întreagă colecție de torturi, o întreagă colecție de glazuri, începând cu glazura oglindă prezentată în câteva forme, avem glazuri neutre, avem glazura velvet, avem glazura roșie, adică este o colecție de rețete, de tehnici și de multă informație, plus că fiecare tort în parte vine cu un decor unic și deosebit, avem mulaje deosebite cu care lucrăm, avem și brâu din ciocolată pe care puteți să-l faceți acum în această perioadă, pentru că perioada rece ne și permite lucruri cu ciocolata fără a mai da drumul la aerul condiționat, și să faceți brâul acesta deosebit din ciocolată și să-l puneți la torturile de Crăciun, o să fie o splendoare, cu câteva frunzulițe cumva vopsite în auriu sau argintiu sau niște biluțe ceva, o să iasă magie, nu? Noi punem așa accent pe perioada asta a Crăciunului, însă sunt cursuri care ele pot fi de actualitate în orice Da, în perioadă. orice perioadă. Doar să subliniez că noi acum 4 ani și ceva am deschis platforma cu cursul Fructe Prăjituri. Vreau să vă spun că au trecut ani, dragilor, deci au trecut, și văd acum lumea foarte încântată de fructele prăjituri. Adică, cum să spun, noi valul se propagă, deci sunt tematici, sunt rețete extraordinar de bune, sunt tehnici foarte frumoase. Și produsele în sine sunt minunate și chiar rog cursanții noștri care sunt pe platformă sau cei care doresc să se înscrie să-și facă timp să vadă toate cursurile, pentru că nu știu dacă există un cursant să fi făcut toate produsele din platformă, pentru că sunt foarte, foarte multe. Și atunci, da, este greu. Dacă nu ne organizăm, este foarte greu. Sau să stau cu biciu pe voi, nu? Și așa. Eu aș da exemplu pe Anisia, fetița noastră, care Așa. în fiecare zi ea citește 30 de minute. Da. La început nu i-a fost ușor, însă după o perioadă nici nu mai trebuie, pur și simplu Ne intră. ne intră în mușchi treaba asta. Ne intră în obicei, iar pentru a crea un obicei, la început este nevoie de puțină disciplină, dar apoi ne va fi foarte mult, destul de ușor să facem Da, treaba asta. exact. Și pentru că sunt atât de multe cursuri, s-ar putea să-ți placă mai multe cursuri, nu doar unul, două. Bineînțeles, dacă e ceva care te atrage în mod deosebit sau ai ratat vreun curs, te oprești la cel care prezintă maxim interes pentru tine. Însă, dacă tu dorești să ai acces la toate cursurile timp de un an de zile, dă-ne de veste că s-ar putea să găsim o formulă de Black Friday, una chiar foarte, foarte bună. Dă-ne de veste. Deci, eu aș vrea acces la toate cursurile, sunt dispus să fac acest engagement pe perioada unui an de zile, cu, evident, suportul Teodorei acolo unde te împotmolești și încercăm să găsim cea mai bună formulă pentru Black Friday. Mai adaug două lucruri aici. Odată, unul, că spuneam ceva mai devreme că aceste cursuri sunt bune pentru orice perioadă a anului, cât și pentru orice eveniment. La un moment dat am primit acea întrebare, dar nu aveți cursuri și pentru candy baruri?
Urmărește tot ce avem pe platformă și crede-mă pe cuvânt că vei face cel mai bun și cel mai tare candy bar. Ba mai mult, am eu, îmi place să ne lăudăm, o să primești la un moment dat o așa întrebare. Ai absolvit un doctorat în cofetărie? De ce sunt așa bune? Bun, asta odată. Și apoi am mai fost întrebați când se termină Black Friday. Uite, noi de data asta nu am pus o dată Da. specifică pentru ziua în care se va finaliza Black Friday. De ce? Pentru că vrem să ne permitem să întrerupem Black Friday în orice moment. Așa că e posibil ca mâine să nu mai fie Black Friday sau să mai fie încă 5 zile. Tu, dacă îți dorești să fii aproape de noi, important este să acționezi pentru că chiar merită, adică raport, calitate, preț, avem dovada faptului că lucrurile sunt bune pe platformă, mărturie stau sutele de cursanți. Domnul Samosan ne pune o întrebare foarte drăguță. Dacă ne-am gândit să facem un weekend, o mini-tabără de concurs special trăit pe live de cursanți. Da, este o idee foarte bună și noi ne-am gândit acum ceva timp, doar că este mai greu pentru că, fiind cursuri online, cursanții noștri sunt așa prin diverse țări și este foarte greu să-i aduci așa pe toți la un loc sau să Dar faci. putem face un. Uite, mi vine o idee la un moment dat și tot am zis că o să anunțăm. Cred că poate fi un moment bun. S-ar putea să te iau prin Ia, stai, eu zic să surprindere. nu, nu. Ia să vedem ce spui, domnul Teodora Fală. ar fi dispusă la un moment dat și cu ocazia asta poate împing eu de la spate să facă cursuri de 1 la 1. Da? Da, Și dragi mei, cred da. că poate veni chiar în laboratorul vostru dacă se străduiește, astfel încât voi să vă simțiți confortabil în mediul vostru și să vă fie foarte ușor de asimilat și acumulat informații. Deci, cine dorește prezența Teodorei pentru o zi, 2, 3, 4, 5, Venim să ne 1? distrăm, dragi mei, bem, Da? mâncăm și facem dulciuri. Da, Dar e o idee de ar fi întâlnire, faină da. o întâlnire a cursanților pentru că, într-adevăr, sunt suficienți de mulți trainer care au făcut așa ceva și da, ar fi Da, este interesant. frumos, într-adevăr, să socializezi, să te vezi live, să ciocnești un păhărel. Exact. Ce vreau să mai spun, dragilor, mai avem un curs foarte frumos de trufe. Este un curs foarte simplu, adică nu este un curs complex. Și trufele acum, credeți-mă că rezistă foarte bine în spațiile reci, nu neapărat în frigidere, puteți depozita, să spunem, undeva unde aveți 14 grade, 16 grade. Rezistă foarte, foarte bine. Și le puteți include la fel în cutiuțele de sărbători. Dacă ați văzut, eu chiar promovez în această perioadă cutiuța cu dulciuri, că cutiuța magică. Avem și marshmallow, da, un curs foarte frumos. Deci dacă tot așa, dacă aveți multe albușuri, dați bice și pregătiți marshmallow, pentru că sunt produse care rezistă foarte bine, la fel ca și nugade. Tare dulci. Depinde cum le asezonezi, cum se spune, nu sunt foarte dulci. La noi rețeta este prezentată cu vin, dar voi puteți să creați alte rețete punând piureuri de fructe. Puteți veni cu un fructul pasiunii, puteți să veniți cu mango, cu orice altă aromă și să schimbați perspectiva cursului, ca să Dacă zic. te mănâncă nasul pe din afară, Te bucur, dragule! nu mai pot mănâncă Te mănâncă nasul. nasul, da. Așa, deci trufele, cum spuneam, eu sunt mare fan ciocolată neagră, îmi plac foarte mult trufele și sunt deosebite, pentru că, dacă mai țineți minte, trufe nu prea găseam noi în timpurile noastre. Eu mai găseam Nu trufe. găsești trufe, dar poți găsi cartofi. Da, prăjiturile cartofi. Da, să știți că sunt bune și prăjiturile cartofi de sărbători, să-i surprindeți pe cei dragi. Și cum spuneam, trufele noi nu prea le găseam, pentru că nu sunt produse scumpe de realizat, dar sunt greu de găsit. Și acum, bine, în zilele noastre se găsesc destul de des, dar să vi le preparați voi și să le puneți în cutiile magice de sărbători ar fi un lucru fain. Sau să le puneți în borcănașe sau... Eu acum o să mai promovez în această perioadă niște cutiuțe foarte drăguțe, cu un ciclam așa deosebit de sărbători, parcă cu argintiu sau auriu, nu mai știu exact. Și în care puteți pune trufe și o să iasă un cadou senzațional. Să mai puneți o simplă etichetă sau o fundiță și este cel mai frumos cadou de sărbători. Ia să nu ratăm ceva, domnul Pană.
Ia să vedem. Sigur că nu ratam. Da, eu mi-am notat aici o chestie foarte interesantă. Ia, spune tu. Când industria de cursuri și educație online este a doua industrie cu cea mai rapidă creștere. Da, și nu e rău, este foarte bine, pentru că lumea online-ului facilitează multe, adică pe lângă faptul că facilitează, gândiți-vă că veți avea costuri mult mai mici în momentul în care vă înscrieți la un curs online. Nu trebuie să mai călătoriți cu avionul, nu trebuie să mai stați cu chirie la hotel sau în gazdă. Gândiți-vă că sunt costuri pe care voi, adică sunt bănuți pe care îi țineți în buzunarul vostru și atunci online într-adevăr ne permite o, nu știu, accesiune sau cum să spunem, o dezvoltare foarte rapidă. Dar și aici este foarte bine să fiți foarte atenți de unde vă procurați informația, pentru că sunt platforme sigure de unde vă puteți informa, cum este și platforma noastră. Găsiți platforme și în afară, adică important este să luați de la oameni avizați, oameni în care aveți încredere, oameni pe care îi cunoașteți și respectați munca. Chiar mi-aduc aminte de momentul în care noi am lansat platforma de cursuri și lumea nu credea în acest online. Teodora, sunteți nebun, ce faceți? Nu o să aibă succes cursurile online, noi suntem doar cu cursurile fizice. Într-adevăr, sunt foarte frumoase și cursurile fizice. Mie una mi se potrivește foarte mult online, tocmai de aceea am mers pe această latură. Și uitați că unde am ajuns după 5 ani de zile, cursurile s-au mulțit pe platformă și eu mă bucur că sunt persoane ca voi care le accesează, pentru că vă aduce mult timp liber, da? Adică dacă, să spunem, am băgat în pat și nu mai ia somnul, mi-am deschis un curs, mă uit, am adunat câteva informații și știu ce am de făcut a doua zi. Este la un click distanță. Deci educația în ziua de azi este la un click distanță și nu mai avem nicio scuză. Așa este, da. Adică eu consum foarte multă informație online și nu cred că sunt singura. Suntem oameni vizuali, suntem oameni care vrem să vedem și învățăm. Da, în linii mari, din punctul meu de vedere, chiar dacă la prima vedere nu zici, măi, ok, nu particip concret la un curs și partea asta kinestezică lipsește, eu zic că ai o dată vizual și auditiv, iar în momentul în care tu te apuci de treabă, o să vezi că lucrurile merg de la sine. Ba mai mult, nu-ți faci griji, voi, dar peste 3 luni de zile, ce fac dacă nu-mi iese? Te întorci înapoi la informație, ai acces un an de zile, iar tu dacă faci de 2-3 ori, există chiar, s-a dovedit științific, că dacă tu faci astăzi, mai faci la o perioadă și încă o perioadă, adică informația o acumulezi pe perioadă, în etape, cu siguranță va rămâne mult mai bine întipărită în minte, vei acumula mult mai bine informația decât dacă te duci la un curs și ai sta 9 ore acolo, nu ai același randament. Așa, dacă înveți astăzi puțin, mai înveți peste o săptămână iar puțin, mai înveți, deci prin etape succesive, și chiar vă rog să căutați lucrul ăsta și o să vedeți că e o metodă de a învăța foarte bună. Da? Ați văzut când vă uitați la filme că aveți... Cred că Spacing Retriever sau ceva de genul se numește metoda asta de a învăța și este foarte, foarte utilă. Exact ca și la filme, dragilor, că ne uităm și suntem captivați acolo. Cursurile online, majoritatea, din punctul nostru de vedere, de fapt toate ar trebui să vină cu parte video, pentru că partea practică pe care voi o întâlniți la cursurile practice se răspunde în partea video aici și voi puteți vedea fiecare pas exact cum îl face instructorul, să spunem. Adică n-ai ce să pierzi. Mie mi se potrivesc mănușa aceste cursuri. Eu urmăresc foarte multe cursuri online. Da, este pentru mine online și cum spunea lumea, Teodora, ce faceți pe online? Și eram chiar înainte de pandemie când am lansat platforma. Chiar și Anise are o problemuță cu fizica și am luat un curs online la care se uită la materia de clasa 7-a la fizică. Deci... Da, sunt profesori care predau foarte frumos pe anumite platforme și atunci, dacă nu înțelegi la școală sau unde ești, în ce mediu ești, e foarte simplu să accesezi informația în ziua de azi, dar să o selectezi, pentru că trebuie o selecție foarte importantă. Sunt atâtea canale de
nu știu, de informații, canale de divertisment. Sunt multe, ce să mai le știți și voi. Uite, apropo de selecția informației, aș vrea totuși să adaug ceva. Ok, s-ar putea să găsești anumite rețete, unele să funcționeze, altele să nu funcționeze, dar aici e o garanție de 100% că o să-ți iasă. Dacă nu-ți iese, oricum, în partea de curs sunt, sunt deja specificate anumite trucuri, șprituri, problemuțe prin care a trecut Teodora. Deci, Teodora a testat înainte, adică nu e o rețetă care să zici, bă, s-ar putea să funcționeze sau nu, cu siguranță va ieși. Adică, din punctul meu de vedere, nu am întâlnit niciun cursant care să nu, pe platforma care să nu reușească. Și dacă sunt chestiuni care pot fi îmbunătățite, cu siguranță te auzi cu Teodora chiar telefonic, îi poți scrie dacă ți-e mai ușor. Exact, dacă nu vă sun eu, dragilor, dacă o să ceva neregulă pe online. Da, uite, pe această cale vreau să salut pe doamna Simona de Monte de la Cofeteria Piticot. Da. Chiar dânsa mi-a spus, Teodora, îmi plac toate rețetele voastre pentru că sunt testate înainte, adică n-ai cum să dai greșii într-un laborator, decât dacă poate nu ai experiență, să spunem, sau ai venit prima oară într-un laborator. Ideea e că în momentul când ai un business, tu nu mai ai timp să faci teste în laborator. Testele îți mănâncă foarte mult timp. Tocmai de aceea există o piață a cursurilor, o piață a produselor pe care voi le puteți cumpăra și le introduce la voi în laborator. Pentru că ai practic o schemă care te duce într-un punct care ți iese, adică nu dai greș, nu pierzi ingrediente, nu pierzi timp, nu stați până la 3 dimineața, nu mi-a ieșit asta, am încercat a doua zi, nu, mergi la fix. Și mai ales la toate cursurile online, păi tu, dacă tu ca antreprenor, dacă mai vizitezi laboratorul, să spune că nu cred că sunt puțini cei care stau în concediu. Majoritatea antreprenorilor sunt și ei în acest business, în laborator, pentru că este foarte multă muncă. Și atunci tu, ca să nu mai pierzi timpul arătându-le angajaților și tăi ce trebuie să facă, t-ai logat pe platformă, ai pus un ecran mare în laborator să spunem, și înveți colegii. Da, sigur că colegii. Da. E foarte important, chiar avem cursanții cofetării din toată țara și nu numai din țară, Anglia, Spania, și odată luat accesul la platformă, colegii tăi din laborator se pot uita oricând la... Da, deci învățați împreună, nu trebuie să le mai spici în fiecare zi ce au de făcut. Le-ai dat tematică. Băi, azi avem o oră sau o jumătate de oră la dispoziție, învățăm. Pentru că dacă nu înveți în fiecare zi, aici e nasol. Aduce o mențiune pentru cei care sunt... au laboratoare cofetării. Timpul în care angajatul, colegul tău de laborator învață, să nu fie în afara programului. Da? Să fie în timpul programului, pentru că prima dată plus valoare va aduce vouă. Da? Deci nu îl obligați să se uite la un curs în afara programului. Da, pentru că nu e responsabilitatea lui. El e angajat la tine, el trebuie să învețe la tine. Și atunci aloci 30 de minute pe zi, domne, azi învățăm să facem Ferrero. Apropo de Ferrero, că este o prăjitură foarte bună, vă recomand să o faceți, să o pregătiți acum de sărbători. Este ciocolatoasă, este extraordinar de bună. Din crema de la Ferrero puteți să faceți și tort, dragi. Ia uite, nu ca fursecuri. Da, bună, Daniela, bună, trebuie să Anca scriu. Rus, Lucia Bonches. Da, vă salutăm cu drag Luca pe toți. Dinu Monica, Daniela Gimisi. Da, Ramona Varga, Dianina. Vă salutăm, dragilor, pe toți că, și mulțumim că ne urmăriți. Dacă aveți întrebări, ni le puteți spune, ni le puteți adresa, ni le puteți scrie, noi răspundem cât de repede putem. Eu mai răspund și la ore târzii, pentru că ăsta e programul meu. Da, codul de reducere este Black 50%. Da, super bună Ferrero, așa este, domnul Samosan. Deci o prăjitură, cum să spune, superbă. Nu știu dacă am întâlnit pe cineva căruia să nu-i placă această prăjitură. Este deosebită, să știți. Exact 90 de grame e suficient să o mâncați. N-avea rost să o facem într-o formă mai mare, pentru că este o prăjitură consistentă. Și cum spuneam, dacă alegeți un blat umed de la noi din platformă, de exemplu cum e blatul de la Wedding Cake,
din cursul, din masterclass-ul de torturi, atunci combinez cu această cremă și o să iasă ceva senzațional. Deci foarte, foarte, un tort Ferrero extraordinar și puteți să inserați și alune. Deci chiar și un sac crocant pe care îl aveți la celălalt tort cu caramel, tot din curs. Adică puteți să jonglați foarte mult cu rețetele. Chiar aș vrea să menționez acum că tot vorbeam de biscuiți, din cursul de, din masterclass-ul de tarte, care este un masterclass cu niște rețete superbe. Bianca Samosan este îndrăgostită de ele și Alina tot și cei care l-au pregătit. Din aceste rețete superbe, voi puteți să faceți și biscuiți. Dacă aveți o tehnică foarte rapidă, foarte exactă, foarte ușor de lucrat, pentru că știți, să facem tarte nu este chiar atât de simplu. Mie îmi place să nu pierd timpul, îmi place să fiu rapidă, dar să avem rezultate. Și atunci nu durează mai mult de un minut jumate să facem aluatul. Ați văzut o tehnică, ce tehnică avem acolo, foarte frumoasă, și puteți să faceți biscuiți. Și cu acest biscuit îi puteți umple cu diverse creme tot de acolo, din platformă, și să faceți noi produse. Deci sunt niște biscuiți wow, deci e o nebunie cu ei. Eu cred cu tărie că dacă te uiți la cursurile din platformă, pentru următorii 10 ani nu prea să mai trebuie nimic. Da. Tocmai de aceea, să știți, dragilor, anul acesta mi-a venit doar cu două PDF-uri, din câte mi-am amintesc, nu? Cake Travels, biscuiți, nu mai știu ce am făcut. Da. Pentru că au fost cursanți care sunt prinși în laborator și atunci ei nu mai au timp să mă uită, să spunem, la cursurile video, că sunt prinși. Și le-a fost mult mai ușor să citească partea sub formă de PDF. A, conjurată de Ferrero, da, așa, domnul Samosan, puneți-o la treabă pe Bianca, o să iasă superb, ce să zic. Și am venit cu niște PDF-uri, dar nu sunt PDF-uri de 3 pagini, dragilor, sunt PDF-uri de 100 de pagini. Adică nu vă gândiți că eu doar vă pun să stați așa, vă pun la citit, vă pun la muncă, deci nu vă las, nu vă slăbesc din privire, cum se spune. Avem madlenele care sunt prezentate în multe forme, avem Cake Travels, un superb, ce să zic, PDF-ul acela este vis, cred că a trebuit să tipărim și niște cărți cu ele, așa. Și de asta spuneam că am venit cu aceste PDF-uri, 2 sau 3, nu știu câte au fost anul acesta, și după aceea încep filmările, deci na. Ce să spunem, dacă nu aveți timp să vă uitați la video, dar eu chiar vă rog să vă uitați și la ele, pentru că video se completează foarte mult cu partea scrisă. Chiar acum mi-am amintit de cineva care luase rețeta de nuga de la noi, o luase de la altcineva și s-a plâns la prietenă, băi, nu-mi iese nuga, deci chiar nu-mi iese, am citit, am aia, nu avea experiență. Și atunci a zis, băi, înscrie-te la curs, pentru că acolo vei vedea și partea video, și s-a înscris la curs și e și nuga. Deci asta spun, că se competează partea video. Și dacă vă organizați măcar 10 minute, o jumătate de oră pe zi, să citiți sau să vă uitați la ele și să iasă produsele frumoase și să vă bucurați de ele, pentru că acum, uite, chiar Cake Travel s-ar merge fenomenal de bine în această perioadă. Că vine Crăciun, în loc puteți să combinați cozonacii cu aceste checuri deosebite, că nu sunt chiar checuri simple, nu sunt nici ieftin de realizat, ați văzut ce ingrediente frumoase au. Apropo de cozonac, pentru cei care avem cursuri de la Nina Alexandru. Da, și cursurile vegane, da, să le testați. Chiar lăudam azi cursul ei de sneakers, deci Alina Alexandru, șef pe partea de partea vegană. Deci sneakersul acela, dragilor, este sublim. Ai impresia că mănânci un sneakers adevărat. Deci dacă aveți clienți sau aveți cerințe de produse de la clienți care au anumite intoleranțe la gluten, intoleranță la lactoză, puteți să realizați aceste produse pe care le găsiți tot în platformă și e ocazia acum să le faceți dacă nu le-ați făcut sau să vă înscrieți la cursuri. Chiar mi-am pierdut o idee, vreau să mai spun ceva. Da, uite, eu mi-am adus aminte că este și un tort dedicat sărbătorii de Crăciun, acel vulcan care se prelinde. Da, e bun și acela, să-l faceți. Da, e un tort dedicat. Da, să-l faceți. Da, e sublim. Chiar cred că mi-am adus aminte ce vreau să spun despre caramelul care se găsește în e-book-ul de Cake Travels. Este un caramel foarte ușor de făcut. Urmați tehnica de acolo și adăugați un turizac când trebuie
ca să iasă ceea ce trebuie, așa, și îl puteți folosi la praline, la aceste checuri, la cozonaci, la torturi, deci uitați la desertul la pahar, deci gama este foarte, foarte largă. Caramelul rezistă foarte, foarte bine și la congelare, decongelare. Ați văzut că se poate și aera. Deci este o colecție de rețete, să spunem, pe care le poți folosi în foarte multe aplicații. Mai este acela ganajul magic. Deci acel ganaj, dragilor, când l-am făcut, că eu de obicei așa fac rețetele, sunt la mine în bucătăria dulce, adaug diverse ingrediente, gust, testez, văd ce iese, așa ieși și caramelul și ganajul magic. Deci este un ganaj sublim. Puteți să faceți torturi din el, puteți să faceți multe, multe produse. Și ce este frumos, că nu este ca un ganaj pe care am văzut la foarte multe lume. Este o greșeală ceea ce se întâmplă. E bine ca ganajul să rămână, acum depinde de rețetă. Dacă este un ganaj ca acesta, el trebuie să rămână cremos. Dacă nu trebuie să așteptăm o jumătate de oră când scoatem tortul în frigider ca să-l putem mânca. El rămâne cremos, este un lucru foarte bun. Majoritatea încearcă să-l aereze. Dacă tu aerezi acest ganaj care nu trebuie aerat, atunci s-a cristalizat toată nebunia acolo și s-a dus structura lui, devine nisipoasă, puteți să-l mâncați doar voi. Așa. Dar sunt și rețete. De, uite, avem o rețetă sublimă de ganaj de la tarte. Tarta cu lămâie a fost decorată cu acest ganaj miraculos, foarte bun. Știți că eu nu sunt cu ganajurile dulci și grețoase sau grele. Deci cu acest ganaj din masterclass-ul de tarte puteți să decorați tartele, puteți să faceți pahare dulci, puteți să faceți inserții din el. Puteți să îmblăcați torturile, dragilor. Deci după ce ați aerat acest ganaj magic, puteți să-l aerați. Asta e un aspect foarte important pentru că mulți poate nu știu, sunt persoane care lucrează în cremă de unt și tot așa. Eu nu sunt fan cremă de unt, nu-mi place, e foarte grea și atunci acest ganaj, dragilor, vă scapă de foarte multe probleme. Pe lângă faptul că este foarte, foarte bun, nu vă crapă, nu se întâmplă chițibușuri și alte minuni. Deja să zic, uitați-vă la cursuri pentru că vă vin foarte multe idei și puteți să creați noi produse. Eu am vorbit cam mult, nu? Au trecut deja peste 45 de minute. Acum, întrebarea e... Doar imaginează-ți ce se întâmplă când ți-ai luat niște cursuri de pe platformă sau poate acces la toată platforma și după aia te pui la vorbă cu Teodora. Ah, nu ne mai terminăm, da. Da. În altă ordine de idei, pe lângă faptul că ei face foarte mare plăcere să împărtășească din ceea ce știe ea, nu mai stau și mă gândesc așa, oare cât o fi o oră de discuție cu cineva care să... consultații, da, consultații sunt foarte scumpe, dragilor, așa eu este. Eu am constatat așa că e foarte important, cei care câștigă într-un final, sunt câștigători, sunt cei care au încredere în ei. Iar încrederea asta nu o dobândim peste noapte, la un click distanță, e vorba de exercițiu, dar în același timp avem nevoie și de susținere. Cu toți avem nevoie de, ok, alerg în fiecare zi, la un moment dat parcă nu merge, dar în momentul în care ai pe cineva cu care să te sfătuiești, să-i mai ceri un sfat, s-ar putea să alergi de două ori mai bine. Da, uite, Cristina ne spune, caramelul spider o nebunie, beatul de la Black Forest, îl fac mereu o bunătate, toate sunt foarte bune. Mulțumim mult, Cristina, și mă bucur că le faci. Trebuie să spun că rețeta de la caramelul spider este rețeta mea preferată de glazură. Este o glazură wow, deci este foarte, foarte frumoasă glazura aceea, care este și la tortul creme brulee, iar un tort sublim și acela. Deci sunt niște rețete deosebite, iar glazura aceasta oglindă, față de cea, să spunem, clasică, e mult mai mâncabilă, dragilor, e mult mai bună, se așează foarte frumos pe produse, este deosebită. Dacă n-ați testat, o să o faceți și... să fiți atenți acolo la tehnică și la tot ce trebuie. În rest este deosebită. Și să faceți torturile și produsele, măcar așa, propuneți-vă, dacă n-ați apucat să le faceți pe toate, măcar
câte două, trei, să spunem, în fiecare lună. Voi mă apuc să studiez ceva. Și în felul acesta voi și parcurgeți cursurile, adică nu rămâneți cu ele neparcurse, vedeți și partea video, citiți și partea scrită și experimentați. Dacă aveți o problemă, ne auzim și rezolvăm. Și vedeți și produsul final. Ce vorbești atât de mult? Ești Vorbesc incredibil. mult? Deci nici nu Aolo! mai te las. Uite, Gata, nu 49. mă lasă să vorbesc. Ajungem la 50 de minute. Eu cred că este ar fi suficient. Păi vezi, dacă am stat în vacanță atât de mult, n-am mai Da. vorbit. Eu Vezi? spun că mesajul a fost transmis. Ești alături de cei pasionați de cofetărie, de cei care au și un business și doresc să aducă, să revigoreze puțin produsele din Din da. vitrină, așa, să aducă un alt dulce. Și ce să mai, Black 50%, Da, bucurați-vă de Black nu știm Friday, când se da. încheie Black Friday, s-ar putea și mâine sau peste Da, 5 nu zile. știm exact, poate Da. în câteva Ne-am zile, permis exact. luxul ăsta să oprim când dorim. Să nu ne stresăm. Adică nici voi Da, să nu și fiți nici sub presiune, da. nu să punem neapărat presiune pe voi, dar da. Cine își dorește, își dorește, cam despre Da, asta. așa este. Dragilor, noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Chiar salutăm cu drag pe toți. Vă mulțumim tare mult că v-ați făcut timp să ne ascultați. Eu, într-adevăr, am vorbit foarte mult. Să aveți o seară minunată și oricând aveți nevoie de informații, ne găsiți aici și răspundem cu Să mare nu drag. luați cursuri de la Teodora, pentru că vorbește foarte mult. Are Da, un așa masterclass de este. torturi de 11 ore, da? E nebunie. O nebunie, da. Vorbesc foarte mult, Vă dragilor, dați vorbesc seama foarte ce mult. înseamnă să-i dați un telefon, să-i cereți un sfat că nu știu ce va ieși? Păi ce, Păi da, tu în cred loc că să stai da. să faci rețeta, stai să o asculti pe Teodora, Păi da. da, dar nici nu mai răspund cursanții la telefon că îi țin de vorbă. Da. Mulțumesc. Dragilor, seară faină, vă mulțumim că ne-ați suportat și ați fost Vă alături de mulțumim noi. frumos, toate gânduri Să minunate fiți cât și cât mai mai dulci dulci, da. și Black 50%. Vă pupăm, dragilor, o seară minunată!